Merge. Domnișoară, ți-e rău? Pot să te ajut cu ceva? Da, omoară-mă, omoară-mă. Vrei să te smuciți pentru un idiot? N-are rost, am și eu unul acasă. Să înțeleg că ești convidată cu un idiot? Sunt, ne n-aș mai fi. Domnișoară Marinela, haideți că m-a plătit tata răscumpărarea, 10.000 de euro. Lasă-mă, dracul, în pace, mă întorc când vreau eu. Eteca. 10.000 de euro? Mai culiță. Marinela, am o idee. Nu vrei să mergem la mine acasă? Bem o vodcă și lăsăm pe proștii ăștia să te caute. Vrede-mi de ei. Stau la doi pași. O să fie mișto. E bun. Da, dar cum fug de aici, sipon, și cum arăs un cochi pe mine ca pe butelie? Stai să blochezi ușa. Ok. Da, scoanele în spate. Ia să vedem și scena din apartament. Gata? Da. Nu înțeleg nimic. Ce se întâmplă? Explicație. Vrei o explicație? Uite o explicație. Tu e salvarea mea. Ești viitorul meu. Ești ieșirea mea din foame. Datorită ție, voi fi o doamnă cu mulți bani. De unde bani? De la taică tu. Să înțeleg că sunt răpită? Mulțumesc, e salvarea mea. Vreau să fiu răpită. Ok.